Președintele Vladimir Putin a anunțat că va urma o perioadă extrem de grea în care șomajul și inflația vor crește. Liderul de la Kremlin a lansat și avertizment mascat către autorități care au misiunea să reducă efectele negative. Conform site-ului Realitatea, în Rusia economia se prăbușește, șomajul și inflația vor crește rapid. În noile realități sunt necesare schimbări structurale în economia rusă. Acestea vor duce la creșterea șomajului și a inflației. Sarcina autorităților este să le minimizeze a transmis miercuri Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a mai precizat că o intervenție a statului asupra prețurilor ar fi și că doar creșterea ofertei ar trebui să ducă la stabilizarea acestora. Putin a transmis că Autoritatea Federală Antimonopol va monitoriza constant situația prețurilor de pe piață. După ce rubla și piețele financiare din Rusia s-au prăbușit ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident, iar țara a început să se confrunte cu un exod în masă al companiilor străine, inclusiv IKEA, Apple și și Nike, un număr tot mai mare de ruși au decis să-și părățească țara. Fuga lor a fost alimentată și de teama că autoritățile de la Kremlin ar putea declara legea marțială.